Bun găsit la Dialog Social, suntem în Comuna Stănești. Îl am alături de mine la discuție pe domnul primar Ștefan Blideanu. Bună ziua, bine ați venit! Pentru început, vă rog să ne spuneți, fiind la primul mandat de primar, care sunt cele mai importante investiții pe care dumneavoastră ați reușit să le realizați în comună? Da, în primul rând, asfaltarea drumului DC-146 Vălari-Pârvulești, pe o întindere de 1,1 km, lucrare începută de domnul Pârvulescu Vasile, fostul primar, dar pe care eu am continuat-o și am finalizat-o în acest an. Este vorba de asfaltarea drumului din Pârvulești, șanțuri betonate și betonări de podețe. Tot în zona aceea au fost niște reparații la drum la Vălari, în coasta Vălarelor. E un drum care, din cauza alunecărilor de teren, se stricase. Am făcut un studiu geologic, am săpat pe vreo distanță de 275 de metri, s-a săpat la adâncime și s-a asfaltat din nou. Tot în zona aceea a căzut un gabion din cauza ploilor de pe Valea Vălarilor. A căzut un gabion care se construise acolo și a trebuit să-l refacem. Lucrarea asta ne-a dus la vreo 4 miliarde jumate bani din bugetul local. Am primit de la calamități, de la stat, 2 miliarde, dar de fapt pe noi ne-a costat 4 miliarde jumate. Alte lucrări importante au fost DS1, asfaltare și șanțuri betonate pe drumul Sătescu 1, Stănești, linia mică, în lungime de 1,9 km. Acesta a fost făcut pe buget local, a fost început de fostul primar, l-am continuat eu, 6 miliarde jumate din 11 le-am plătit pe mandatul meu. Acolo ne-am potignit cu salariile din cauza că n-am avut bani și trebuia să achităm lucrarea. Și în felul ăsta am întârziat plata salariilor și au fost unele probleme și cu angajații. Acel drum DS1 ar mai fi de executat 300 de metri stratul 2 de asfalt, care deocamdată am anunțat firma să vină să continue lucrurile, deocamdată firma Secol încă n-au venit să mai continuăm. Tot în zona asta, Stănești, linia mică, avem un proiect acum pentru extinderea rețelei electrice de aproape 700 de metri. Am discutat cu firme, săptămâna viitoare vom semna contractul și în câteva luni se va executa și această lucrare. De asemenea, când am venit primar, practic prima lucrare mai importantă a fost extinderea iluminatului public. În comună erau în jur de 400 de lămpi, dar am mai suplimentat cu încă vreo 400. Le-am făcut cu forțe proprii această extindere de rețele de iluminat. Deci 400 de lămpi le-am cumpărat și le-am montat ca să nu aducem firme să ne coste, cu muncitorii, cu specialiștii primării, cu electricianul primăriei. De asemenea, am extins cu aproape 2 km, am dus iluminat public pe la cimitire, pe la instituții unde nu erau acestea. Am avut mult și de reparat drumuri, că sunt aproximativ 18 km de drumuri Sătești care nu sunt modernizate și vă dați seama că în fiecare an trebuie să efectuăm și reparațiile. Am efectuat reparații în fiecare an, acum iară suntem în proces de reparare a drumurilor. Ne ia destul de mult timp, am închiriat utilaje, pentru că utilajul nostru, avem un mult de excavator, este defect. Am adus de la Edilitara un autograder și un cilindru și de asemenea astăzi cei de la Bălești, domn primar Mădălin Ungureanu, ne-a împrumutat un autograder care lucrează pe un tronson de drum.
mai avem, am scos la licitație acum Căminul Cultural, avem un proiect pe AFIR, Căminul Cultural Stănești, deja s-a publicat la AFIR Craiova. E un proiect în valoare de 295.000 de euro de modernizare și dotare cu mobilier a Căminului Cultural Stănești. Vorbiți de foarte multe investiții pe care ați reușit să le realizați din bugetul local. De unde au venit acești bani la bugetul primăriei? Da, a fost foarte greu pentru că noi avem venituri și am uitat să mai menționez că am făcut și un teren de fotbal sintetic, aproape 2 miliarde, care tot din buget local. Ne-am blocat la un moment dat pentru că sumele repartizate de la finanțe, având arierate o perioadă, ni l-au blocat și pe acelea. Am primit de la Consiliul Județean, e drept, n-am primit sumele cât aveam noi nevoie, am primit în anul trecut, de exemplu, că anul trecut am scăpat de datorii și de plata salariilor, la începutul anului ni s-au repartizat 394.000, deci 3.940.000.000 și am mai primit în toamnă încă 4 miliarde. În decembrie nu am primit nimic, zero. Cu astea, cu veniturile proprii, am reușit să ne achităm datoriile. Cu sumele, după aceea, normal, finanțele, după ce ne-am plătit din arierate, ne-au eliberat sumele repartizate comunii. Și am reușit, totuși, până la urmă, să o scoatem la capăt. Cea mai mare parte a sursei de venit, de unde vine? Cea mai mare parte a sursei vin dinspre finanțele publice, sumele repartizate, cotele defalcate care le primim de la finanțele publice. Dar cu colectarea taxelor și impozitelor locale? Colectarea taxelor și impozitelor locale suntem undeva la 80%. Dacă în 2016 tot anul am încasat cam 6 miliarde de lei vechi, am ridicat puțin veniturile, am ajuns aproape de 1 miliard de 2017-2018. Sunt cetățeni care își plătesc impozitele, dar sunt și cetățeni care de câțiva ani de zile uită să plătească, nu avem ce popriri să le facem, nu au proprietăți cu documente și în felul ăsta e destul de greu. Dar totuși aproape de 80% au fost încasările în ultimul timp. Ne puteți spune suma care v-a mai rămas de încasat pe taxe și impozite locale? Vă dați seama, de la 10-12 miliarde care trebuie să le încasăm, am încasat în jur de 3. Vă dați seama că până la sfârșit de an mai avem de încasat. Și cea mai mare sumă din ce vine? Din amenzi? Sunt și sumele din amenzi și acolo sunt ceva restanțe. Problema e cea mai mare din impozitul pe clădiri și pe terenuri. Și aici avem o problemă. De ce? Sunt cetățeni care au clădiri care au sute de metri pătrați și când declară la primărie, declară câțiva zeci de metri pătrați ca să nu plătească impozit. Aici e o problemă. Acum cei care au făcut acum clădirile noi cu autorizație, cu proiecte, normal că acolo apar suprafețele și nu pot să ne mai fenteze, dar sunt și destui care au construit în timp și nu declară adevărata suprafața a clădirilor. Ce soluție ați găsit pentru a combate această problemă? Am vrut să facem, de fapt am încercat, că n-am rezolvat nimic până acum, să facem niște măsurători. Problema este că și dacă facem măsurători și cetățeanul nu declară, noi nu putem să-l impunem pe baza declarației. S-ar putea face expertiză, dacă să faci expertize la fiecare gospodărie în parte, asta costă bani și noi nu mai avem. Că tot vorbim de bugetul local, sunteți mulțumit de banii pe care i-ați primit pe anul acesta? Nu sunt mulțumit, sunt foarte nemulțumit, pentru că am primit numai 2 miliarde 300 de mii. Mi s-a reproșat într-o discuție de domnul vicepreședinte Mihai Prunariu că n-am primit având excedent bugetar. Ce s-a întâmplat? La Comuna Stăniști au intrat în 28 decembrie din concesiuni de pe Izlazor de către firma SC Murguzone Trimiș banii din contul lor către noi, au trimis 800 de milioane.
Acești 800 de milioane noi am văzut în cont, în extrasul de cont, în 3 decembrie, pentru că de sărbători nu s-a lucrat. Deci oricum nu puteam să-i folosim sub nicio formă banii. Și mi s-a reproșat că am avut excedent. Deci pentru aia 800 de milioane mi s-a dat numai 2 miliarde. Acum sunt niște consilieri, oameni trimiși de PSD-ul, care spun că și banii aia ei au rezolvat, că de aia ni s-au dat și că, vezi, Doamne, cu aia putem să asfaltăm. Dar vă dați seama că astea sunt gogoși electorale. Cu 2 miliarde nu poți să faci mare lucru și ei zic că ar mai da. Acum eu aștept să vedem. Câți bani v-ați fi așteptat să primiți? Păi am cerut vreo 16 miliarde. Vă dați seama, era vorba de cofinanțări. Cofinanțări, prima dată s-au cerut cofinanțări pe PNDL 2. Da, pe PNDL 2 eu nu am decât o cofinanțare la școala Stănești, la grup social. Pentru că din 5 proiecte care le-am depus eu la PNDL 2, mie mi s-a aprobat numai unul, cu școala Stănești, cu grupul social, în valoare de în jur de 1 miliarde vechi, lei vechi. Alții au primit mai mult. Am avut 3 proiecte pe PNDL 2 cu asfaltare. Nu mi s-a aprobat niciunul. Și ținând cont de treaba asta, dânșii au uitat că noi avem cofinanțări și pe PNDL 1, că sunt niște lucrări începute care necesită cofinanțare. Și deci am cerut în adresele astea sumele care am considerat noi că ne sunt necesare, dar vă dați seama, din 16 miliarde mi s-au dat 2. Acum aștept, unii zic că mi s-a dat destul, eu cred că foarte puțin. Totuși e o diferență destul de mare. Cum v-a afectat faptul că ați primit o sumă atât de mică în comparație cu calculele dumneavoastră pentru a plăti cofinanțarea proiectelor pe care doriți să le realizați? Ne afectează pentru că nu putem să facem niște lucrări, ar trebui să le amânăm. Oamenii, am câteva sate, deci comuna noastră, deși e lângă Târgu Jiu, am mai spus-o, are 10 sate, dintre care 5 sunt neasfaltate deloc și unul al șaselea, satul Curpen, pe jumătate. Deci în felul ăsta noi avem nevoie de foarte mulți bani. Mi s-a reproșat iarăși că nu am proiecte. Am proiecte multe depuse, am depus la AFIR. La AFIR n-am avut punctaj, e vorba de DC-143 Bălani-Obreja și am prelungit în proiectul ăsta ca să avem punctaj și satul Curpen spre Vălari și din satul Vaidei, deci în lungime de vreo 6,7 km și nu am avut punctaj. Calculasem noi 53 de puncte, am avut vizita în teren de la Craiova, ni s-au tăiat 5 puncte și au rămas 48 și ni l-au dat neeligibil. Dacă aveam, de exemplu, un drum național care trecea pe zona proiectului, mai aveam 7 puncte, făceam 55 și prindeam finanțare. N-am prins același proiect, l-am pus și la PNDL 2, nu mi s-a aprobat. Acum am înțeles, au venit unii că dau bani pentru asfaltare, că începe asfaltarea. Eu oricum voi începe-o. De ce? Am discutat cu domnul primar Romanescu. Noi avem teritoriul cu Târgu Jiu. De la Polată până la intrarea în satul meu Bălani, în partea de sud, sunt vreo 400-500 de metri neasfaltați teritoriul Târgu Jiu. Dânșii au promis, pentru că trebuia făcut de mult, modernizat drumul. Eu am fost PSD până în 2016, dar conducerea de atunci a orașului nu a vrut să-l facă. Și în felul ăsta, dacă orașul își face partea asta, eu încep să asfaltez și eu pe la Bălan. Din buget local mă împrumut, vreau să apelez la fondul ăsta de investiții, m-am interesat să vedem, au o dobândă de 1% pe an, pe 20 de ani și să vedem câte miliarde, pentru că garantăm cu bugetul și să vedem câți bani ne vor aproba, dacă ne vor aproba. Și atunci, pe datorie, cum vom putea, pe buget local, poate mai dau și ei, că ăstora care i-au trimis în campanie electorală au promis că or să dea la Stănești. Nu știu de ce n-au dat până acum. Dar, în fine, și când eram PSD-ul, că acum eu nu mai sunt la ei, asta e. Și dacă vor mai da, eu oricum din vară mă apuc să asfaltez începând din satul Bălani.
Din partea dumneavoastră au fost foarte multe eforturi pentru a depune proiecte pentru dezvoltarea localității. Ce s-a întâmplat de nu v-au fost aprobate atât de multe proiecte? Să știți că este foarte greu. Păi vă dau exemplu. La CNI avem două proiecte depuse de fostul primar Pârvulescu Vasile. E vorba de o sală de sport la terenul de fotbal aici în centrul comunei și modernizarea căminului cultural Curpen. Am mai făcut eu un proiect pe o sală de sport la școala Pepor, pe altă, pe o măsură, de 50 de miliarde, unde sunt chiar pe lista de așteptare. Am spus că da, am trecut de prima fază și suntem pe lista de așteptare. Avem proiecte pe Galda, ala se va rezolva, cu un centru social. În mod normal sunt proiecte, proiecte cu asfaltarea sunt pe aceeași porțiune de drum, e un proiect numai cu satele Obrejea, Măzurii, Călești, Bălani și e și ăla extins cu Curpenul. Am depus proiect și pentru Vălari. Deci proiecte sunt, nu avem finanțare. Acum unii spun că nu ne-am interesat. Păi, vă spun o treabă, dacă ai relații, obții finanțare, dacă n-ai, nu obții, sau dacă ești la un partid, îți dă, dacă nu, nu-ți dă. Eu am crezut că așa ne trimit adesea și cei de la Ministerul Dezvoltării. Am luat în calcul, se va face, se va analiza corect, se va face, nu știu cum se analizează, dar comuna asta stănește, e rămasă în urmă de 30 de ani, nu de acum, de când sunt eu, de aproape 3 ani primar. Deci nu știu. Poate n-am găsit eu căile care trebuiau sau nu m-am dus, dar la București mă duc, intru în București, că am fost student pe acolo. La cine mă duc? Că partidul meu nu sunt la, cei de la partidul meu nu sunt la guvernare. Ceilalți, văd că colegii mei de primari au virat-o către PSD-ul. Problema este că sunt comune mari care probabil și asta contează, numărul de alegători. Și ei probabil ajută și dânsii pe aia care au populație mai mult, alegători mai mult, să-i ducă cumva în colonați la vot. Credeți că apartenența politică ca și membru al unui partid din care dumneavoastră faceți parte afectează activitatea dumneavoastră? Da, cred că da, pentru că deși când am venit primar și am mers la Consiliul Județean, la Prefectură, dânșii au spus, noua conducere, noi nu ținem cont de partidele politice, părea la început că așa este, am primit niște sume, am primit și acum 2 ani, ei, acum în loc să crească, sumele au scăzut. Deci când veni campania electorală, deja s-a scuțit lupta și deja stănește o... Mi-au dat 2 miliarde, vă dați seama, vă dau exemplu, comună Caschela i-a dat 7 miliarde, Turcineștiu, Leleștiu 3 miliarde, mie 2 miliarde, 2 miliarde 300. Păi, și locuitorii eu am mai mulți decât, și decât ăia și decât ceilalți dincolo. Deci ca și locuitori am 2200 și ceva de locuitori. Alții cu 1000 și ceva de locuitori au primit, că au zis că au ținut cont de populație. Nu știu de ce au ținut cont, dar cred că au ținut cont de politică și de partidul care este sau de primarii care sunt sau nu sunt de partea lor. Ați avut o discuție pe această temă cu factorii de decizie? Nu. De fapt, după ce am trimis adrese și n-am mai mers la dânși. Adevărul că anul ăsta nu am fost deloc acolo. Înainte de a vota bugetul, e vorba de banii Consiliului Județean repartizați și dați la primării, am văzut în presă că au fost chemați primarii. Nu, pe mine nu m-a chemat nimeni. Probabil că trebuia să mă duc eu. Dar așa este că nu m-am dus. Pentru că din moment ce mi s-au cerut sumele, am transmis către dânsii, au situația lunară și de la finanțe ce avem, cât cheltuim, cât ne trebuie, nu știu, trebuie să stau pe la ușă sau trebuie să deschid ușa cumva sau să trăiesc, să rămână. Eu am considerat că dânsii dau bani, cineva a zis că într-o zi s-a făcut un podeț la drumul ăsta nou și un podeț unde nu avea ce căuta podețul ăla și inginerul meu cu urbanismul s-a dus să facă gălăgie și a zis unul de acolo, ce facem ce vrem cu banii că ai noștri. Nu, domnule, ăștia nu-s banii lor. Ăștia sunt banii țării, sunt banii județului, banii comunelor. Dacă dai la o comună mai mult și la una mai puțin, înseamnă că
tu, e ca și cum mi-ai furat cetățenii din comună, oamenii mei n-au dreptul să aibă un drum sau să aibă niște condiții umane de viață. Deci asta trebuie să înțeleagă, nu contează politica. Am înțeles iar în campanie electorală că a venit un domn deputat și a spus că n-a fost bun primarul dinainte. Pe ăla n-a fost PSD-ul 16 ani, că am fost cu el. Și nici al de acum. Deci eu sunt, da, eu sunt de 2 ani ceva, bun, nu sunt bun. De ăla 16 ani, n-a fost bun primarul de aia, nu s-au asfaltat satele pe aici. Că a avut și la proiecte. Nu pot să spun că n-au avut proiecte, că sunt aici, sunt grămezi de proiecte. Deci nu înțeleg optica asta. Și acum s-au promis, le-a promis la unii, bine, nu mie, la unii care vin să... pentru ei, că dau bani și o să facă ei asfalt. Bun, faceți, mă, dar măcar faceți. Dacă ăștia vin și dau bani pentru 4 km de asfalt, eu mâine îi las să ia comuna și bine că ați făcut, mă retrag eu că datorită vouă s-a făcut. Și îi susțin pe ăștia care facă ia 4 km de asfalt. Dar aș vrea să-i văd. Care sunt soluțiile dumneavoastră pentru această problemă? Soluții ar fi... Eu am avut ceva soluții să mai ridic veniturile, dar aceea mă blochează consilierii. Eu vreau să le ridic, eu vreau să le scadă. Dacă nu avem niște venituri ceva mai mari și de la Consiliul Județean nu primim sau nu se aprobă proiecte, că Consiliul Județean probabil au și ei sume mici, dar cum a fost Ministerul Dezvoltării, putea să zic că dăm și la aici pentru 2 km de asfalt. N-am să-mi dea 50 de miliarde sau 100 de miliarde sau 200, cum a dat la Negomir. Să-mi fie dat și mie 5, 6, 10, 15 miliarde, bă, pentru drum. Mai puneam eu, vedeam cum făceam. Dar așa, decât pe datorie. Până la urmă mă împrumut. Am ezitat să ne împrumutăm pentru că e complicat, că băgăm primăria în datorii și iar nu-i bine. Dar până la urmă o facem și pe asta, că trebuie să facem ceva pentru oameni. Practic, bugetul insuficient pe anul acesta pe care le-ați primit vă blochează proiectele pe care ați vrea să le derulați în comună. E vorba de dezvoltarea, până la urmă, a unei localități care, mai mult decât atât, este aproape de oraș. Ați vorbit cu cetățenii în privința asta? V-au spus ei ceva? Da, am vorbit cu cetățenii, sunt nemulțumiți. Am încercat să-i lămuresc. Unii înțeleg, alții intoxicați cu tot felul de informații de ăștia acum înainte de campanie electorală sau în campanie electorală. Unii sunt foarte întărâtați. Am mers pe acolo și m-au mai luat la rost. Dar oricum eu discut și încerc să-i lămuresc și le spun și acum să aibă încredere că eu vreau să fac și ce am promis, până la urmă voi face. Că e foarte greu de făcut, dar până la urmă voi face. Dacă noi nu eram rămași în urmă, Comuna Slănești, rămas în urmă de 30 de ani, nu de un an, doi, de când sunt eu primar. Deci sunt multe lucruri care nu s-au putut face, deși sunt și lucruri bune făcute. Avem asfalt până la Vaidei, avem asfalt Pârvulești, Alexem Vălari, Pârvulești până la Serpentină, iluminatul l-am rezolvat, avem asfaltul pe linia mică care s-a făcut recent, până la satul Obrejea este asfalt, dar de acolo iar 4 km 300 neasfaltați. Dar totuși la Comuna Slănești, fiind comună, fiind și PSD-ul și comună lângă Târgu Jiu, trebuia să fim mult mai departe. Cândva comuna asta a fost tare, când pe vremea comuniștilor, ei, n-a fost CAP aici și toți vorbeau de Stănești. Și eu vă spun că în urmă cu 20 de ani eram departe, noi Stăneștiu față de alte comune din județ. Mă duceam cu echipa de fotbal și ce vedeam pe unele coclauri era jale. Ei, acum coclaurile alea le vezi asfaltate, au apă, canalizare și cele au mai făcut și noi aici în graniță cu Târgu Jiu nu avem. Deci e foarte, foarte dificil și nu, vă spun, nu știu cum să fac. O să mă mai duc și pe la București. Proiecte pe AFIR, pe fonduri europene, punem când sunt sesiuni. Pe PNDL de 2 ani nu s-a mai făcut nimic. Unii se laudă că, păi ce ne-a promis că ne dă pe PNDL, bun, se poate da și din urmă să vină aprobare, să-mi vină niște bani și pe PNDL, dar să-i văd. Ce investiții sunt la momentul acesta în lucru în localitate? Da, sunt două investiții mari care aproape sunt
blocate. E vorba de alimentarea cu apă, satele Vaidei, Curpen, Alexen, Stănești. E vorba de rețeaua nouă, că e o conducta veche care sunt legate satele la conducta de la baraj. S-a făcut o lucrare nouă pe PND-le, pe PND-le. Și e realizată cam 85-90%. Ei, de 2 ani n-au mai lucrat, i-am chemat, au venit anul trecut. E vorba de o conductă la baraj de înlocuit, o conductă care trece pe deasupra Șușiței acolo. Au venit anul trecut, au măsurat, au făcut, am făcut iară, am adus experți, au zis că vin la lucru, n-au venit. Anul ăsta au venit iară, iar au zis că vin la lucru, au trimis o adresă să prelungim execuția până în luna iulie. Am semnat-o, am trimis-o, îi așteptăm să vină să termine. Asta e o firmă, firma Prima Consul, care a lucrat și pe aici prin Gorj. Trebuie să-și termine lucrarea. E o lucrare de canalizare, iarăși pe satele Curpen, Alexeni, Stănești, de vreo 12 km. Problema este că firmele astea deja, și firma asta cu canalizarea, au licitat înainte. Când am venit eu, deja licitația fusese făcută și li se dăduse lucrarea. Am început până la urmă, după ce am luat avizele și astea, au început să lucreze. Au lucrat 1,2 km, de cel acum 2 ani. Au plecat în noiembrie și au venit anul trecut și acum încearcă tot felul de tertipuri să nu continue lucrarea. Cum? Au venit și au spus că ei n-au prevăzut, sunt zone 6 km unde trebuie să pat în asfalt. Și că ei n-au prevăzut să repare asfaltul și să reducem din lucrări de vreo 1 miliard fără TVA. Și cum vreau să reducem din lucrări? Să nu mai facă branșamentele, traversele, deci să facă canalizare numai pe o parte. Nu am acceptat, le-am tot trimis adrese și am spus, veniți și lucrați pe unde nu e asfalt, că avem zone unde se poate lucra. Ei, nu vor să mai vină, nu știu ce să... Că aici e o problemă foarte, foarte încurcată și vă spun cinstit că eu nu am avocați, n-am să pot să mă judec cu astfel de firme. Sunt niște firme din Olt, firma SCAD e cu canalizarea, tot din Olt. Cum au luat licitație, plus că nu le-a convenit că aici e mult pietriș, multă piatră și credeau că e numai pământ și le-a fost foarte greu să sape. Și nu au mai venit. Pe scurt, vă rog să ne spuneți ce investiții vă doriți să mai realizați în comună? Păi să terminăm asta cu căminul cultural pe AFIR. Bine, asta e contract de finanțare de anul trecut, se licitează acum și vreau să finalizez lucrarea, dacă se poate, anul ăsta, pentru că la anul vreau să încep iară festivitățile, pardon, cu zilele localității, pentru de 2 ani de zile din cauza că căminul a fost cum a fost și în pericol să cadă tavanul, n-am mai organizat și totuși nu e bine și vreau să modernizăm căminul cum trebuie, dotăm și la anul să organizăm așa cum trebuie zilele localității. La Pastorala Florilor atunci este. De asemenea, am lucrarea asta cu rețeaua electrică Stănești linia mică pe 700 de metri, care deja săptămâna viitoare voi semna un contract și anul ăsta se va realiza și aceea. Și să încep asfaltarea pe tronsonul Bălani-Obrejea. Acum, anul ăsta mi-am propus cel puțin 1 km. Sper să realizez mai mult, pentru că trebuie, renunț cumva la șanțuri, vedem șanțurile, vom face noi, dar măcar să fie asfalt. De ce să fie asfalt? Cetățenii sunt nemulțumiți pentru că vara e un praf când nu plouă, când plouă se mai fac gropi, dar e un praf înfiorător și mașinile trec repede și cetățenii sunt foarte nemulțumiți. Deci asta au așteptat ei când m-au votat, mulți de pe satele alea m-au votat ca să fac drumul ăsta.
ăsta acolo, la, pe satele respective, pardon. Problema este că având alea începute, DS1, Stănești, linia mică, Pârvuleștiu, a trebuit să le finalizez, să le fac pe alea. Dar oamenii acum mi-au reproșat că nu. Și în felul ăsta, următoarea lucrare, deci acolo va fi asfaltarea, care o voi face. Târgu Jiu deja își face în vara asta bucata de asfalt și o voi continua cu cel puțin un kilometru. O ultimă întrebare pe final. Duminică vor fi alegerile europarlamentare și referendumul. Ce sfat le dați dumneavoastră locuitorilor comunei Stănești? Invit locuitorii să vină la vot, chiar dacă sunt nemulțumiți de unii și de alții, decât să stea. Mulți discută pe la cârciumă, sunt tot felul de nemulțumiri și apropo de mine și de partidul meu și de alte partide, să vină la vot, să-și exprime opțiunea, să studieze întrebările de la referendum, că numai așa, venind la vot, se poate rezolva ceva. Dacă stăm și vorbim pe acasă sau la cârciumă și la vot nu venim, nu se va rezolva nimic. E vorba de viitorul României. E vorba de viitorul Uniunii Europene. Deci, rog cetățenii să vină număr cât de mare la vot. Vă mulțumesc pentru participarea la emisiune. Vă mulțumesc și eu și vă mai aștept pe la Stănești, poate cu realizări mai multe. Ediția de astăzi a ajuns la final. Eu sunt Loredana Sava și vă mulțumesc pentru atenție. Pe data viitoare!